Campionii mondiali la canotaj, soții Marius și Ionela Cosmiuc, sunt începând de miercuri cetățeni de onoare ai comunei Todireș. Acordarea acestor distinții s-a derulat în biserica din Costâna, de hramul acesteia de Sfântul Dumitru. Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat performanța campionilor mondiali a familiei Cosmiuc. Am venit ca să-i felicit pe dragii noștri bucovineni campionii mondiali. Alături de primar, mă bucur că primarul s-a gândit la ei. Domnul Buzuc a primit de la mine titlul de cetățean de onoare al județului Suceava anul trecut. La sfârșitul lunii viitoare, de ziua bucovinei, o să primească și soția pe care o felicit doamna Buzuc, pentru că e un mare lucru. Și să vezi un campion îmbrăcat în costum popular bucovinean este ceva deosebit. Aș spune un lucru, totuși, aici în Sfânta Biserică, despre performanța în familie. Pentru că ei sunt o familie, vedeți, o familie care au reușit și în viață, vin și la biserică și au reușit și o performanță mondială. Familia, foarte frumos. Pentru că, n-am știut până acum, părinte, dar când stădeam aici, am venit mai târziu, mi s-a spus că dumneavoastră aveți copilașii care cântă aici. Tot familie, părintele Ivan, 10 copilași, o altă familie care la fel cred că trebuie apreciată, cum în general, cred că trebuie să vorbim, și nu numai să vorbim, mai mult despre familie, să încurajăm temelia de bază a societății familiei. Astăzi, noi aici aplaudăm și premiem o familie. Pentru Marius și Ionela Cosmiuc nu a fost finalul evenimentului și asta pentru că în fața bisericii, de o parte și de cealaltă a intrării, cei doi au plantat câte un brad. Marius a cucerit aurul european în acest an, alături de Sergiu Bejan la München, precum și în campionatul mondial de la Racice la dublu rame. Și Ionela Cosmiuc a fost medaliată cu aur în septembrie la campionatul mondial de canotaj de la Racice, Cehia, după ce în luna august a obținut aurul european la München.